Scandalul de la Franzeluța continuă. Angajații spun că nu cedează și continuă să-și manifeste nemulțumirea față de numirea lui Andrei Beșliu în calitatea de director nou al fabricii. Protestatarii consideră că acesta nu poate ocupa funcția pentru că nu are experiență în gestionarea unei fabrici de pâine. Contactat pentru o reacție, reprezentantul serviciului de presă al combinatului ne-a spus că noul manager nu a fost încă prezentat colectivului de angajați, iar directorul interimar Victor Matkovici continuă activitatea de director interimar. Oamenii se tem că odată cu venirea la conducerea combinatului a noului manager Andrei Beșliu, despre care spun că nu are experiență în domeniu, o să-și piardă locurile de muncă. Astfel, protestatarii au declarat acum că societatea ar trebui să fie condusă de o persoană care cunoaște specificul operațiunilor sale și cer întoarcerea directorului anterior, Victor Matkov. Mai mult, oamenii se plâng că noul manager nu vine să discute cu ei. Am avut frica pandemiei, asta a fost o frică care a trecut fiecare din asta. Acum avem frica războiului, care, după cum știți, tot este o greutate asupra noastră, dar a rămas frica, frica cea mai mare, care noi toți o simțim, dar poate nici nu vrem să spunem, că mâine, păi mâine, să nu sper să venim la Franzeluța, la casa noastră, care s-o cotim familia noastră, și să nu se deschidă ușa. Atunci, ce facem? Cât ne putem abține? Cât? De ce nu vine aici? Am vrut să aflăm reacția noului director al întreprinderii cu privire la protest de la reprezentantul serviciului de presă al întreprinderii. Marcela Bărgan ne-a spus că Andrei Beșliu nu este la serviciu. Directorul interimar, Victor Matkov, încă își continuă activitatea. Astăzi a fost prezent toată ziua în biroul dumnealui. Iar pe noul director încă nu-l cunoaștem, nu ne-a fost prezentat. Ne-a scris într-un mesaj reprezentantul Franzeluța, Marcela Bărgan. Am solicitat de la ea numărul de telefon al lui Victor Matkov pentru a afla cât timp va exercita interimatul funcției de director, dar a refuzat să ne-l dea și ne-a îndemnat să revenim marți cu un telefon în anticameră pentru a ne face legătura cu el. Responsabilii de la Agenția Proprietății Publice nu au venit cu o reacție. Serviciul de presă al instituției nu a răspuns la apeluri și nici la numerele de telefon afișate pe site nu a răspuns nimeni. Recent, APP a anunțat că Andrei Beșliu, care a fost director al TV8, este noul director al Franzeluța. În mesajul său, instituția a precizat că Beșliu a deținut anterior funcții de conducere în companii private. Din toamna anului 2021, în fruntea fabricii, a venit Victor Matkov, în calitate de director interimar. Anterior, acesta a condus departamentul achiziții și vânzări al întreprinderii.